Salut YouTube! La noi este soare, cald încă nu e, dar am considerat că este o ocazie propice ca să facem testul cuțitului Sigmund de la Hele. Îl voi scoate din teacă și vom începe, așa cum am obișnuit, cu proba de baton. După cum bine v-am spus, cuțitul nu este un cuțit destinat acestui tip de activități. Cu toate acestea, în cazul unui lemn de dimensiuni rezonabile, eu consider că va face treaba, fără niciun fel de probleme. Haideți să încercăm să vedem. După cum bine vedeți, a intrat în lemn destul de adânc, a creat această crăpătură foarte bună, l-a despicat, după care nu avem altceva de făcut decât să continuăm să forțăm cuțitul în lemn. Vom continua pentru că vreau să fac și feather stick. Problema este poziția pe care o are bucata de lemn, este tăiată în oblic la ambele capete, dar mă rog, vom încerca. După cum bine vedeți, nu sunt probleme. Singurul inconvenient este că va lăsa urme pe lamă, care, așa cum am spus, are acest finisaj tip oglindă. Nu sunt nici acestea o problemă, dovedește că acest cuțit a fost utilizat și pot fi scoase cu un pic de pastă de polișat, dacă avem timp și avem chef să facem treaba asta. Din nou, cuțitul se descurcă, deci nu avem niciun fel de problemă în a-l utiliza pentru a obține surcelele necesare aprinderii și întreținerii focului. Uitați? Și putem continua pe bucăți și mai mici. Vreau să testez, să vă arăt de fapt și vârful, așa cum am spus, acesta nu este ascuțit în mod egal, cel puțin la cuțitul meu, dar nu este un inconvenient. A făcut gaură fără niciun fel de problemă prin băț. Dacă vom continua, lemnul se va crăpa fără niciun fel de probleme. Din nou avem probleme cu fibra lemnului, care nu este una propice pentru feather stick. Voi încerca totuși să vedem ce reușesc să fac. Cuțitul are un ascuțiș de tip Scandi, ceea ce îl ajută să muște puternic în lemn. Trebuie să fiu atent dacă doresc să fac acești cărlionți fini. Dar cu puțină atenție, eu zic că nu sunt probleme în a obține un feather stick onorabil, dacă nu chiar bun. E vorba și de esența lemnului, care este un lemn de esență tare, pare a fi stejar. Și de faptul că acesta a stat în grădină, fiind la acest moment foarte uscat. Dar încă o dată vă spun, cuțitul taie foarte bine și ne ajută, cu condiția să nu-l lăsăm să se înfigă foarte adânc, ne ajută, ziceam, să obținem cărlionții de lemn pe care îi dorim. Putem face acești cărlionți de diferite dimensiuni, fie mai groși, fie mai subțiri, astfel încât, odată aprinși, să ne ajute să aprindem un foc sau să-l menținem, dacă este deja aprins prin alte metode. Părerea mea este că ne-am edificat cu privire la acest aspect. După cum bine se vede, sunt niște cărlionți de lemn acceptabil care vor arde
dacă vom schimba planul, vom obține probabil și pe cealaltă parte același tip de cărbionți care sunt de dorit în cazul în care vrem să aprindem focul cu ajutorul lor și avem un lemn uscat, sau în cazul în care am reușit deja să aprindem focul cu alte metode și vrem doar să-l întețim sau să-l aprindem mai bine, să fim siguri că nu se stinge. N-are rost să mai continui, ați văzut și dumneavoastră, lemnul s-a curbat, nu s-a rupt, ceea ce înseamnă că este ud. Cam așa arată călionții de lemn obținuți cu acest cuțit. Nu am să insist pe task-urile de baton. Vreau să vă arăt numai cum se descurcă și la tăierea în transversală a fibrelor de lemn. Nu zic că ar fi dimensiunea redusă a cuțitului și faptul că acesta este foarte ușor. Așa cum v-am spus, nu îl fac propice pentru chopping, deci n-am să încerc acest lucru. În schimb, atât faptul că este ușor, cât și dimensiunea s-a redus, îl fac foarte pretabil pentru sarcinile de bushcraft, pentru a obține acele crestături, acele scobituri necesare în bushcraft. Am să las coaja pe acest băt și am să încerc să fac un tri-stick pentru a vă demonstra cât de agil este cuțitul la lucru în lemn. Observați că practic nu depun niciun fel de efort și totuși am reușit să curăț capătul bățului fără niciun fel de probleme. Ulterior vom încerca să reducem din diametru acestui băț. Era deja crăpat, dar vom rezolva problema. Din nou, încercăm să reducem diametrul bățului, așa cum v-am spus. Am pus aceste stop cut. Iar acum, le voi adânci și voi încerca să tai în contra lor, astfel încât să putem reduce diametrul bățului pe care îl utilizez. Haideți să încercăm. Din nou vom merge pe aceste pușcaturi pentru a avea o tăietură controlată. Nu este foarte bine ales lemnul pentru că este un lemn de prun care are noduri. După cum bine vedeți, lemnul din ele se găsește aici. Și de aceea a fost nevoie să împing mai tare. Și cu atenție vom reuși să subțiem diametrul acestei lacome de prun. Și tăietura inițială. Și în aceste condiții am reușit să subțiem, vedeți, a fost crăpat ca urmare a batonului, dar chiar și în aceste condiții am reușit să subțiem, să reducem diametrul inițial, astfel încât să-l putem utiliza fie pentru a fi introdus prin alte crestături, fie pentru a lega diferite obiecte cu sfoara de acest băț. Voi încerca să fac același lucru și aici. Împiedică, după cum bine vedeți, nodurile, dar nu sunt probleme.
astfel încât în acest moment pot spune că am reușit în încercarea mea de a subția diametrul inițial al băcii. Vom veni și din partea aceasta, mi este un pic incomod pentru că nu prea am de ce să țin, dar trăgând linie am reușit. Am redus diametrul inițial, astfel încât putem introduce acest băț prin alte crestături sau putem să legăm o sfoară de el fără probleme. Cam așa arată. Mai trebuie puțin lucrată această zonă. Cam așa arată ceea ce am obținut. Vom continua. Vom aplica acea crestătură cu forma cifrei 7, astfel încât să o putem utiliza pentru a lega sfoara pentru o tendă sau pentru un corp. Vedeți că nu sunt probleme în a obține ceea ce ne interesează, deși lemnul nu este foarte pretabil pentru această muncă, are și noduri, dar cu perseverență obținem ceea ce ne-am propus. Aceasta este crestătura. Zic că este destul de vizibil, am să o plante să se vadă mai bine. Am reușit crestătura în forma cifrei 7. Vom încerca acum o crestătură în formă de V. La diferite aplicații, inclusiv la capcane. Nu sunt probleme în a obține o astfel de crestătură, cuțitul taie foarte bine. Am ajuns chiar la măduva bățului, din nou vă arăt. Am obținut o crestătură foarte bună. Vom încerca cu acea crestătură zisă saddle notch, adică o adâncitură ovală în băț, care este destinată, în cazul în care vrem să construim ceva, este destinată menținerii lemnelor unele peste altele fără să alunece. Este într-adevăr un lemn subțire, nu este foarte rezistent, nu prea am unde să tai, mi-e frică să trec în partea cealaltă a lemnului, dar am reușit, am obținut acea crestătură și dacă vom lua un lemn de aceeași dimensiune, vom pune peste această crestătură, vedeți că stă foarte bine, nu se mișcă, nu mai iese de aici. Dacă și asigurăm cu niște paracord sau cu alt tip de sfoară, vă asigur că nu avem niciun fel de problemă în a menține acel lemn peste bucata de lemn pe care dorim să o așezăm. Haideți să facem și acea crestătură în X pentru atârnatul oalei pe foc. Acum scoarța pe el nu prea se observă foarte bine unde este, dar vom încerca așa. Ok. Începe să escavăm. După care vom reveni din nou în unghi, așa cum v-am explicat, astfel încât să avem deja formată scobitura sub ciocul pe care l-am creat.
scoatem materialul surplus. Fără niciun fel de probleme. Cuțitul se descurcă foarte bine la acest task. Evident, având în vedere dimensiunea mică a bățului, nu vom face un cioc foarte, foarte ascuțit. Nici un cioc foarte încăpător, un scumpitor foarte încăpător, pentru că nu prea ne permite de mult. Dar vom reuși să obținem acea destătură care să permită atârnarea unui ceaun sau al unui bric pe foc. Bun, exact cum vă spuneam. Ținând cuțitul înclinat, am reușit să obținem crestătura fără acea scobitură, pardon, sub cioc, fără mai fi nevoie să scobim cu vârful cuțitului, așa cum am văzut făcând alți bushcrafteri care scobesc sub cioc astfel încât să obțină crestătura respectivă. Putem face acest lucru fără nicio problemă cu acest cuțit, are un vârf destul de sensibil, destul de subțire și într-adevăr, uitați, dacă ne apucăm să și scobim sub cioc, obținem o crestătură foarte, foarte adâncă. Da? Cam aceasta este dimensiunea în care intră în lama și spatele cuțitului. În aceste condiții, în mod cert, acest băț nu va cădea de pe suport. Bun. Mai avem de făcut acea crestătură pătrată, sau mă rog, dreptul clară, cert e că trebuie să fie plată și vom începe să facem acest lucru din această zonă, fără niciun fel de probleme. Începem să excavăm și ne oprim în zona unde am montat, ne-am pus acel stop cap, după care ne întoarcem, venim în partea cealaltă, având în vedere că avem și acolo un stop cap, și cu puțină atenție, fără să bruscăm, fără să ne grăbim, vom obține o tăietură plată, o tăietură care de asemenea este folosită la îmbinarea diferitelor părți ale unei construcții sau ale unei unei capcane chiar sau unui dispozitiv, unui aranjament de gătit în sălbăticie. Am reușit, după cum vedeți, încă puțin și această scobitură plată se poate vedea foarte bine. Dacă vrem să fie perfect plată, putem lucra un pic în interiorul ei și în acest moment se poate observa, da, că este plată, astfel încât putem pune un alt lemn plat cu aceeași dimensiune, când găsim un asemănător, uitați, să zicem așa, iar dacă aș fi măsurat și să fac acest lemn, nu mai iese de aici, dacă este legat clar nu mai iese, dar dacă ar fi măsurat bine ar fi fost nevoie de altă legătură, pentru că acest lemn ar fi intrat forțat în interiorul crestăturii plate pe care am realizat-o și ar fi fost ținut în loc doar de prin fricțiunea celor două bucăți de lemn. Mai avem diferite noduri, haideți să mai încercăm să facem acea crestătură dublu pătrată pe ambele părți, în care să punem ulterior și o gaură. Vedem dacă reușim să facem acest lucru. Din nou, plecăm de la una dintre cele două crestături și ne ducem spre cealaltă, după care ne întoarcem la prima, astfel încât să obținem
o crestătură plată, după care vom face exact același lucru și pe cealaltă parte a lemnului, astfel încât să obținem practic două astfel de crestături plate suprapuse, una peste cealaltă. Imediat ce o voi termina pe aceasta, da, sunt mulțumit. O voi face și pe cealaltă. Partea proastă este că lemnul este cam subțire, nu știu dacă voi putea. Haideți să încerc cumva așa, să nu mai folosesc batonul, să dau o crestătură puțin adâncă. Și să încercăm să obținem o crestătură plată, fără să intrăm foarte mult în lemn, pentru că, așa cum am spus, lemnul nu este unul gros și nu ne va permite să facem crestături de dimensiuni mari. Iată, am reușit să facem o astfel de crestătură. Se vede că a venit primăvara, au început motocicliștii să circule pe șosea. Bun, am obținut această scobitură pe care vă o arăt, iar în interior o să încercăm să facem o gaură pătrată pe care o vom folosi pentru a introduce alte lemne, astfel încât utiliza această scobitură la construcția diferitelor elemente care ne trebuie. Din păcate, așa cum am spus, lemnul subțire nu prea ne permite să obținem ceea ce ne trebuia. Gaura există, numai că s-a crăpat un pic lemnul. O vom scoate la lumină pe această parte și vom continua să o scobim până când vom obține ceea ce ne trebuie, adică acea gaură pătrată pe care am încercat de la început să o obțin. Da? Am obținut-o. Se poate vedea. Vârful cuțitului iese fără probleme prin ea și am obținut inclusiv acea gaură pătrată care ne permite să introducem în această bucată de lemn, dacă am avea un alt lemn scultat astfel încât să aibă un ștuț, o ieșitură potrivită pentru gaura pătrată, le-am putea îmbina fără probleme, astfel încât am obține o îmbinare foarte, foarte, foarte rezistentă. Ce mai putem să facem pentru acest tri-stick? Mai putem să facem această scobitură în formă de trapez. Și anume, vom încerca să facem două tăieturi în V. Da? Una, două. Iar după ce o vom realiza și pe a doua, vom porni de la una dintre ele, să escavăm materialul suplimentar, astfel încât să obținem o nouă crestătură pe care o putem folosi la
diferite construcții sau diferite aranjamente ale pe care vrem să le facem în vederea pregătirii mesei sau chiar capcane și alte asemenea. Vom începe să scobim oblic în exterior, astfel încât să obținem forma de trapez pe care o căutăm. Iată. Și vom obține o căsătură care este mai lată la bază decât spre vârf. Din păcate, atât pot obține cu acest băț, trebuia un băț mult mai gros pentru a putea realiza căsătura în cauză, dar ideea este cât se poate de simplă în această căsătură, mai lată la bază decât la deschidere ei, se poate introduce un alt băț care a fost tăiat astfel încât să imite forma căsăturii și prin îmbinarea celor două vom obține o legătură a elementelor de lemn care nu se vor mai deschide așa ușor. Din păcate, nu mi-a ieșit foarte bine datorită dimensiunii lemnului. În sfârșit ajungem la capătul lemnului, unde putem fie să îi punem un ascuțiș, gândindu-ne că este un țăruș pentru cort, și obținem în acest moment foarte ușor un vârf, fie putem să îndepărtăm vârful și să încercăm să-i punem acel capăt de șurubelniță pe care să îl folosim pentru a sprijini pe el bucata de lemn de care să ne atârnăm ibricul. După cum bine vedeți, cuțitul nu are niciun fel de problemă în a lucra aceste moduri, marea majoritate le-am făcut doar prin pușcat, fără a mai folosi batonul, evident datorită dimensiunii reduse a lemnului. Iată și capătul de șurubelniță, obținut foarte ușor. De asemenea, putem să și forăm acea găurică, astfel încât să ciocul pe care l-am obținut în această zonă să intre în gaura astfel realizată și să putem agăța fără probleme ibricul pe deasupra focului, fără a exista riscul ca acesta să ne cadă în foc. Cam aceasta este un tri-stick, așa cum mi-aduc aminte că le-am făcut inițial. Evident, nu are el însuși, prin el însuși, nu are utilitate practică. Totuși, poate fi considerat atât un element de a învăța diferitele scobituri care se practică în bushcraft, cât și o modalitate foarte eficientă de a testa un cuțit nou. Acest cuțit stă foarte bine în mână, după cum bine v-am spus. Mânerul este cald, este din lemn, nu am probleme cu el, nu în gheață și nu am identificat până acum locuri care să mă deranjeze în geometria mânerului. Din contră, acest mâner este gândit tocmai pentru o utilizare îndelungată, o utilizare care a avut loc, după cum bine ați văzut, a durat ceva timp până am realizat toate aceste scobituri, dar mânerul nu mi-a creat probleme, aș putea să lucrez foarte mult timp cu el, fără niciun fel de problemă, chiar și lucruri care necesită mai multă forță, nu sunt probleme, lama merge foarte bine, este foarte ascuțită, a rămas în continuare ascuțită, o simt la mână extraordinar, nu sunt roluiri sau ciobituri pe lamă. Pe scurt, agilitatea acestui cuțit, de care dă dovadă în realizarea tri-stick-ului, complinește cu vârf și îndesat lipsa spatelui ascuțit și lipsa full-tangului ca să îl folosim la batonii. De ce spun acest lucru? Pentru că pentru a obține feturi putem folosi diferite alte obiecte, după cum v-am arătat. Am și o foarfecă pe care o folosesc pentru a
aprinde focul cu ferocerium, iar acum am identificat la un amnar o șaibă, se spune de acest gen, care are striații, niște dinți, practic, și pe care o încerc acum în premieră. Vreau să văd cum funcționează la recrit fecul. Se pare că scoate niște cârlionți, niște pudră, practic, de fetul destul de bună. Lasă niște urme ca de gheare pe bățul pe care îl lucrez, dar rezultatul pe care îl obținem este realizat. Am obținut fetul, evident, nu are aceeași prindere cu a unui cuțit sau cu a foarfecii. Nu se pune problema, nu se... Practic o ținem cu vârful degetului. Însă, am obținut grămăjoara de fetul. Să vedem dacă putem obține și scânteile. Fără probleme se obțin și scânteile. Haideți să încercăm să le prindem. Am aprins fetul. Și acum vom încerca și bățul cu penele realizate. Vedeți că deja s-au aprins. Așa cum v-am spus, cuțitul a realizat niște pene onorabile, niște pene care funcționează foarte bine. Ideii pentru care am vrut să le obținem, și anume să întărească, să întrețină, da, un foc deja obținut. Cam atât am avut să vă spun pentru astăzi, cam atât despre cuțitul Sigmund Helle. Este un cuțit bun, este un cuțit pentru bushcraft. Lipsa capacității de baton poate fi suplinită foarte ușor cu un toporaș și este exact ceea ce îmi place mie să fac. Iar imposibilitatea utilizării pentru a prins focul cu amnarul de ferocerium poate fi suplinită, după cum bine ați văzut, printr-o simplă bucățică de metal foarte ușoară, care nu ne îngreunează foarte mult rucsacul dacă plecăm undeva cu rucsacul în spate. Una peste alta, cuțitul este un cuțit bun. Mie mi-a plăcut să-l folosesc, dar este recomandat să fie folosit în special la task-urile de bushcraft ușoare, cum ar fi crestături și așa mai departe. Vă urez un weekend plăcut și ne vedem data viitoare la prezentarea unui alt cuțit.